Apoi mai avem noi niște obiceiuri faine. Ia să vedem, tu, Maria. Am citat în fântână. Cine să te scoată? J'adore. Noi am să vedem, mamă. Era rușine, stai seama că erau oameni în vârstă. Ce trebuie să fac? Să mă pe obraz? A pupat-o, că mi-s dragi băbuțele, erau nici foarte simpatice. Stai în genunchi. Stai în genunchi. Stai în genunchi. Stai în genunchi. Știi? Ai preluat ștafeta. Dă-o mai departe. Nu știu, că am picat în fântână. Am cicat în fântână. Am cicat în fântână. Cine să te scoată? Toate. Alo, români! Șueta! Hai 10 minute, cu atâta vorbă, am terminat. Păi uite-mă cât de noi. Nu mai vorbiți atâta, hai și ajutați-ne. Adrian a luat un lemn și l-a tras 30 de centimetri și a rămas cu el pe burtă, așa. Alo, ajutați-mă! Casă strămutată, aia? Ajutați-mă! E casă strămutată, mamă, ce tare. Și o faceți aici? Ajutați-mă! Tu auzi ceva? Nu au nimica. Nu, eu nu, oricum. Prefer să n-auzi. Nu-și ajutor! Am impresia că e faună. Cârciu! Ce? Cârciu? Nu e, cârciu. Cucu, cucu! Aveți hârci pe aici? Ni s-a părut la un moment dat că au spus. Cred că atunci ni s-a părut nou. După care am zis să o ajutăm pentru că nu se mai oprea. Ajutați-mă! Ajutați-mă! N-aveți, da? Băi, deci bursuși nu mai fac nimic. Am înțeles. Mă pune, nu mai fac nimic, hai! Andrei! Ei? Hai, ajută-mă, pe bune! Tot eu! Păi am umplut 3 mașini, camioane, căruțe. Și la un moment dat i-am zis, Adrianei, te rog eu frumos, du-te, du-te, puiule, du-te. Du-te și stai acolo liniștită. Uite, stai acolo pe lemnele alea, că îl ajutăm noi pe Damian. Nu, 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 stai acolo, Adriana. Stai un pic, Gripi, nu-l lua. În sfârșit, sunt răsfățată. Așa. Așa. E bine, bine, e foarte bine. Ia-te răspunsul când ai de greu. E bine, bine, e foarte bine, dar... Paul. Să nu le bați mereu. Ia să vă zicem cum era atunci când vine afișorul în șezătoare. Când vi bani în șezătoare, la 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 la, nu sta la ușă cișoare, la 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 la, uite-te în casă de-a rândul, la 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 la, și te așează un țigândul, la 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 la. Sunt foarte multe asemănări de clubul cu șezătoarea. Și eu cred că în câțiva ani o să zicem, taică, când eram eu pe vremea mea și erau cluburile, dar ce o să fie pe vremea lor? Adică, gen, peste 50 de ani, ce o să fie? Gen, ceva mai nașpa? Gen, șezătoarea e mai decentă decât clubul. Gen, o să fie ceva mai indecent. Viitorul sură prost. Așa, Liviu. Și mai poate și una la mijloc, așa. Am muncit ca niște zilieri foarte mult. Ploaie, frig, lemnul ud, cuiele câteodată nu intrau. Mă simțeam că o să ne apuce clar seara bătând la, făcând abuz de ciocane. Da, și cuie. Dacă te mai uitai odată la o echipă de construcții, dacă odată în viață te uitai, aici trebuie să fie unul care lucră, lângă el șeful de echipă, lângă el trebuie să fie inginerul, reprezentantul proiectantului, dirigintele de șantier și atunci, între unul din ăla care nu lucră, te regăsai. Dar cum ați venit acum, domn primar? Pentru că, voi nu vă uitați. Cum ați venit acum? În lumea asta reală. Când e ultimul lemn de la roată, acum cum ați venit? În lumea asta, m-am uitat de la început. Fii atent ăștia cum ar putea să scape și nu știu. Ca orice primar vine să taie panglica. Și se termină treaba, pac, cine vine primarul, puf, taie panglica, face și o glumă. Bine, domn primar, bine. Îmi vedea noi la spectacol. Ne-o vedea? Gata! Ăla-i. Restul să facă și alegători. Am stat lângă doamna acolo
și mi-am adus aminte câte lucruri frumoase se întâmplau în șezători. Era cea mai mare plăcere a mea când zicea bunica, bă, mergem la Clacă, îi spunea în sud. Acolo se depănau toate amintirile, ajungeau la tot felul de subiecte. Și mi-am adus aminte de copilărie. Am avut ocazia să învăț să joc când se adunau, uite, m-a spus să mă leagă totul, să curăț porumb. Și era războiul acolo, țeseau la război și am să vă fac o mică demonstrație. Acum, cum îi ziceți voi aici la război? Stative! Bun. Sau stative! Stative. Cine țesea la război? Fata tânără, mama care țesea, da? Și uite cum faci tu acolo, aia îi spune vârteliță. Eu știu un joc care se numește vârteliță. Un joc care era numai de bărbat jucat, probabil că s-au inspirat din ce vedeau acolo la război. Cum îi zice la aia care dai în dreapta și așa? Da? Cum le ziceți la alea care calcă acolo? Bun. Bun. Acolo se întâmplă niște ritmuri, că totul e ritm. Zice așa, boicică catifea ca fetița la argea, cândă cu suvelnița la stânga și la dreapta. Ia uitați-vă ce fac acum, ce făcea oia. Ia uite, cum făcea. Hop! Două, pune-i două. Două, pune-i două. Și cum făcea din picioare. N-am inventat-o eu, am văzut-o în șezători, am văzut la bătrâni. Le-am vorbit foarte mult tinerilor acolo și oamenilor ăștia despre cât de mult iubesc eu tradiție, cât de mult iubesc eu domeniul care îl fac, dansul. Dansul mie mi-a dat tot, eu sunt dator pentru dans, să dau tot. Eu vă spun din suflet și aș fi liniștit să văd măcar așa în 8 zone folclorice câte 5 sate care duc tradiția asta mai departe, legat de șezătoare, cântec, joc și tot ce se întâmplă. Aș fi cel mai fericit om să văd că merge mai departe tradiția pe cale orală. Că așa de deștea care își dau cu părerea, eu sunt sătul. Păi nu-mi interesează, uite, ce am văzut aici, m-a făcut să mă întorc în copilărie. Mă simt, parcă văd bunicul, bunica, mama, tata, fie iertați acolo, parcă îi văd pe toți, așa ne adunăm. Care om își lasă satul, Dumnezeu să-i dea oftatul, dar să nu-i dă prea greu, că mi l-am lăsat și eu, satule, mi-e dor de tine. Dar să nu-i dă prea greu, că mi l-am lăsat și eu, satule, mi-e dor de tine. Taie, Doamne, ce spun eu, mă, ați aleagă nu-lui meu, mă, că mi-a fost ața prea scurtă și-am dus-o viața amărâtă. Satule, mi-e dor de tine.